Deputatul de Maramureș din partea Uniunii Salvați România, Vlad Duruș, are vești proaste legate de Casa Memorială George Pop de Băsești. Obținerea unei finanțări pentru renovarea imobilului amintit a constituit o prioritate în activitatea sa parlamentară, surprinzătoare de la ministrul culturii George Ivașcu. Un proiect care viza organizarea unei expoziții în Casa Memorială a fost acceptat la finanțare, dar nu și un proiect care presupunea reabilitarea clădirii. Principalul element surpriză a survenit în momentul în care Ministerul Culturii și Identității Naționale s-a arătat la rândul lui surprins de faptul că s-a depus un proiect pentru o expoziție în Casa Memorială, deși această casă s-a aflat într-o stare avansată de degradare. Ei nu se așteptau să se depună un proiect pentru o expoziție în condiții improprii. Ministrul Culturii și Identității Naționale, George Ivașcu, i-a explicat deputatului că, în pofida declarațiilor autorităților locale și județene, proiectul privind restaurarea, consolidarea și dotarea Casei Memoriale Gheorghe Pop de Băsești a fost depus abia în 5 aprilie 2018. După cum reiese din fișa proiectului, rezultă că reabilitarea va fi gata la finalul anului 2019. Asta înseamnă că manifestările de la 1 decembrie vor avea loc într-un imobil, fie în șantier, fie în starea în care se află și acum.